Să fie domn ce bine este să știi că ai pe cineva care vede totul, care are totul sub control și mai presus de toate este Tatăl tău. Ce poate fi mai frumos și ce poate fi mai important decât lucrul acesta? Scupii mei, mulțumesc fratului păstor Gabi pentru invitația care mi-a făcut-o ca în seara aceasta să fiu cu voi. Vă mărturisesc sincer că mi-a fost dor de când n-am avut această părtășie și mulțumim Domnului că ne dă harul în această seară să fim împreună. Pentru că nu știm ce aduce ziua de mâine și pentru că toate lucrurile, absolut toate lucrurile vorbesc despre o venire imediată a Domnului Isus Hristos, am avut îndemnul din partea Domnului ca în această seară să ne uităm la acest subiect, mijlocul încins, și fecliile aprinse. Și în scopul acesta vom citi din Apocalipsa, capitolul 2, versetul 1 la 7 și din Evanghelia după Luca, numai două versete din capitolul 12, versetul 35 și 40. Îngerului Bisericii din Efes scrie Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei rei, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te, întoarce-te la faptele tale din tâi altfel. Voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urești faptele Nicolaiților pe care eu și eu le uresc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Și în scopul acesta, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Voi dar fiți gata că ciul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Dragii mei, am promis Domnului și fraților că nu voi începe nicio predică fără rugăciune, de aceea vă rog să vă ridicați și haideți să ne rugăm Domnului. Și haideți să cerem ca Domnul să binecuvinteze părtășia noastră cu acea călăuzire a Duhului Sfânt. Dragii mei, noi ne pregătim de fiecare dată când venim în fața poporului, dar e una să, 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 să... Te pregătești tu și tu ca om să-ți să folosești autoritatea și dicția și, și alta să lucreze Duhul Sfânt. De aceea, haideți, vă mă rog, toți cât, se, cât stăm în fața Cuvântului Sfânt să ne rugăm, Doamne, dă-ne cuvânt în seara aceasta. Deci vom, ne vom ruga lui Dumnezeu. Tată Ceresc, așteptăm îndurarea și mila Ta pentru că... dispoziția ta. Chiamă-mă, te voi asculta. Sunt aici la dispoziția ta. Chiamă-mă, te Amin, vă rog să ocupați locurile, dar vă rog să continuați să vă rugați și în timpul mesajului, ca să putem auzi bine vocea Duhului Sfânt. Mi-a plăcut de tot ce a spus fratele Viorel la timpul de închinare și să știți că dacă este vreo lucrare, este cea care o face Duhul lui Dumnezeu. Așa că ne rugăm ca Duhul Dumnezeu să-și facă lucrarea printre noi. Primiți întâi de toate salutul bisericii noastre. Fratele Teofil ne-a rugat să ducem salutul pe unde ne ducem. Și pentru anul acesta salutul nostru este din Iov capitolul 13, versetul 8, versetul 9, prima parte. Și acolo spune, dacă vă va cerceta el, va găsi bine oare? Și dragilor, nu știm, dar Dumnezeu ne cercetează ne cercetează în fiecare zi, dar va veni o zi când Domnul își va cerceta poporul și va lua biserica acasă. Cum te va găsi? Așa că roagă-te în seara aceasta, Doamne, folosește mesajul acesta să fie spre pregătirea sufletului meu. Dragii mei, am citat în seara aceasta scrisoarea care Domnul Iisus Hristos a trimis-o pentru biserica din Efes. Și apoi am citat două versete din atunci când Domnul Isus a vorbit despre a doua sa venire. Și a spus, în vederea venirii sale, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprins. Aș vrea să ne uităm în această seară la, la faptul că, alături de aceste, de aceste versete, mai avem în Scriptură încă versete care sunt similare, care spun același lucru. Deci aici spune mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. În 2 Petru spune, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei Lui Dumnezeu. De ce spun că versetul acesta este similar cu versetul 35 din Luca 12? Pentru că acolo spune, mijlocul să vă fie încins. Să asta însemnează că tu aștepți. Deci tu ești pregătit, tu ești îmbrăcat, totul, o să ne uităm imediat la un text din, din Vechiul Testament. Ești, ești pregătit și aștepți. Așa trebuie să fim noi în vederea venirii Domnului Iisus, așteptând în orice moment să fim gata. Și cineva, săptămâna trecută, mi-a spus, frate, dar cum va fi cu asta, cum va fi cu cealaltă, însemnează că încă nu vine Domnul. Însemnează că încă nu vine Domnul. Și a spus, frate, și dacă Domnul n-ar veni ca să ia biserica și să judece lumea apoi, va veni Domnul după tine. Nu se știe viața ta cât, cât durează. Poate să se termine la noapte, poate să se termine mâine. Așa că noi trebuie să așteptăm. Și apoi spune, grăbind, grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. În Luca 12 spunea, făcliile aprinse. Făcliile aprinse însemnează că noi lucrăm, lucrăm, noi avem luminile aprinse și, și trăim pentru Domnul. Da? Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Deci prima parte a mesajului din seara aceasta va fi prima parte a versetului 35 din Evanghelia după Luca, capitolul 12. Mijlocul să vă fie încins. Mijlocul să vă fie încins. În Exodul 12, când evreii au mâncat Paștele, Domnul le-a spus, când veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare, Toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, că sunt Paștele Domnului. Erau pregătiți ca în orice moment să iasă și să plece. Așa au mâncat ei Paștele. Așa au mâncat Paștele. Dragii mei, la aceasta suntem noi chemați. La aceasta suntem chemați. Vă, vă rog să luați în socoteală această urgență în care noi trebuie să ne pregătim. Nu-i de jucat, nu-i vreme de jucat acum. Cu cât mai mult, cu cât vedeți ce se întâmplă în jurul nostru, cu atât mai mult nu-i de jucat. Ne putem juca cu orice, dar nu cu sufletul nostru. Pentru că dacă Domnul ne spune, El, El, El împlinește. Și dacă vă uitați în, în capitolul acesta la început, sau sfârșitul capitolului 11 din, din exodul, când după urgia a noua, Moise a fost cu Aron la Faraon și și-a spus Faraon, să nu mai veniți în fața mea, nu vreau să vă mai văd. Și Moise-i promite solemn, nu o să ne mai vezi niciodată, noi nu mai venim. Și și-a semnat asta? Dumnezeu a trimis urzia, urgia a 10 -a, au morit toți întâi născuți în toată țara Egiptului, a fost o jale de nedescris. Dragilor, cine refuze cuvântul Domnului din seara aceasta, s-ar putea să pățească ca și faraon de altă dată sau ca și Egiptul de altă dată. De aceea să fim cu mare atenție și cu mare băgare de seamă. Cuvântul Domnului din această seară ne îndeamnă să avem mijlocul încins. Și în Isaia, capitolul 11, versetul 5, despre Domnul Isus Hristos era o profeție și spune, Neprihenirea va fi brâul coapselor sale. Și credincioșia va fi brâul mijlocului său. Deci Domnul Isus Hristos, când a fost pe pământ, așa, așa a, fost, a, fost, a fost profețit. Că neprihenirea va fi brâul coapselor sale. Și el a fost neprihenit. El a fost neprihănit. Credincioșia a fost brâul mijlocului său. Dar știți voi, știți voi, că zice, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum? Cum a trăit Isus? Cum a trăit Isus? Neprihenirea trebuie să fie briul coapselor noastre, credincioșia briul mijlocului nostru. Trebuie să fim încinși cu neprihenirea și cu credincioșia. Vă rog să, să, să luați aminte la lucrul acesta. Acum, dragilor, noi niciodată nu vom putea să avem o neprihenire a noastră. Niciodată, niciun om n-a reușit să aibă o neprihenire a lui, care să se să, să învrednicească să stea înaintea lui Dumnezeu. Dar slăvit să fie Domnul! Domnul Iisus Hristos este, a fost făcut pentru noi neprihenire. Cinci capitole din din Epistola către Roman vorbesc despre această neprihenire care am căpătat-o prin credință. Ne-am îmbrăcat cu neprihenirea Domnului Isus Hristos prin credință. Dar neprihenirea aceasta trebuie să o păstrăm. Mijlocul să vă fie încins. Deci continuu noi trebuie să fim îmbrăcați, încinși cu această neprihenire. Uitați-vă, vă rog, la ce spune Sfântul Apostol Pavel în Efeseni, capitolul 4. Stați gata, dar! Stați gata! Având mijloc încins cu adevărul și îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Deci ne dă Domnul platoșa neprihănirii să ne, să ne îmbrăcăm cu platoșa aceasta și să fim, să fim apărați, dar cu condiția să fim încinși cu adevărul. Condiția e să fim încinși cu adevărul. Ce însemnează asta? Să fim încinși cu adevărul, dragilor, nu semnează numai să, să, ne încingem cu cuvântul lui Dumnezeu. Da, e adevărat, cuvântul lui Hristos trebuie să locuiască din belșug în noi, în toată plinătatea, să ne învățăm unii pe alții cu sal, cu cântări de laudă, cu cântări duomnicești. Dar, în același timp, când e vorba de încinși cu adevărul, însemnează că noi trebuie să trăim adevărul în totul, totului tot. Trebuie să piare din mijlocul nostru pentru totdeauna orice fățărnicie, orice duplicitate. Trebuie să piare. Copiii Domnului trăiesc în lumină. Copiii Domnului trăiesc în, în, în adevăr. Și zicea Sfântul Ioan, eu n-am mai mare bucurie decât să aud că copiii mei trăiesc în adevăr. Și asta doresc eu ca Dumnezeu să ne ajute să trăim în adevăr. Și pentru că timpul nu ne îngădie, aș vrea să mergem la, la a doua parte a acestui mesaj, și anume făcliile să fie aprinse. Făcliile să fie aprinse. Când am citit asta, imediat m-am dus cu gândul la faptul că în Vechiul Testament, așa, se vorbește despre sfeșnic. Sfeșnicul purta deasupra așa șapte candele. Și aș vrea să ne uităm la faptul că Sfeșnicul este un simbol al bisericii. De unde știu asta? De acolo din Apocalipsa 1 cu 20. Citiți împreună cu mine. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor șapte sfeșnice de aur, cele șapte stele sunt îngeri celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Sfântul Ioan a avut harul când a fost și el în lockdown să-l vadă pe Domnul Isus Hristos. O, așa aș dori ca toți care sunt în lockdown în Australia să aibă vedenia lui Ioan. Să-l vadă pe Domnul Isus Hristos. Era închis acolo în insula Patmos, așa nu putea să facă nici el ce vrea, cum nu putem noi astăzi, poate el mai e, mai rău decât noi. Dar l-a întâlnit pe Domnul Isus. Și unde l-a văzut pe Domnul Isus? L-a văzut pe Domnul Isus în mijlocul a șapte sfeșnice de aur. Cele șapte sfeșnice, spune cuvântul, sunt șapte biserici. Și aici e vorba nu de Biserica Universală, Că Biserica Universală e una singură. Din trecut, prezent și viitor. E una singură. Aici sunt șapte biserici. E vorba de biserici locale. Numărul șapte este numărul desăvârșirii. Adică atunci când ai spus șapte, automat ai spus toate bisericile din lume. Domnul Isus este în mijlocul bisericilor sale. Șapte biserici. Dar cele șapte, biserici, cele șapte biserici simbolizate prin șapte sfeșnice, așa, sfeșnicul, la rândul lui, mă uitam în birou la, la, la fratele Isaac și avea, avea un, un sfeșnic acolo. Eu v-am arătat aici un sfeșnic și este, observați că sfeșnicul ăsta are șapte brațe. De ce văd? Deși are șapte brațe? Pentru că și cele șapte brațe vorbesc totuși despre un o, o număr de săvârșit. Fiecare biserică are mulți membri. Cele șapte sfeșnice reprezintă membrii acelei biserici. Știți, e, șapte e numărul de săvârșit, numărul de săvârșire. Șapte vorbește despre toți, toate madularele din trupul unei biserici locale. Și Domnul Isus Hristos este în mijlocul, în mijlocul bisericii sale. Slăvit să fie numele Lui! Aș vrea să ne uităm în această seară la faptul că în Vechiul Testament, Sfeșnicul îl întâlnim pentru prima dată în cortul întâlnirii. După aceea îl întâlnim în templul de la Ierusalim. Și în cortul întâlnirii, și în templul de la Ierusalim, Sfeșnicul îl reprezintă pe Domnul Isus Hristos, care este lumina lumii. Îl reprezintă pe Domnul Isus Hristos și reprezintă în același timp lumina aceasta care prin Duhul Sfânt Dumnezeu o trimite în lume. Glorie Domnului! Dar mai este o pomenire a Sfeșnicului și asta este în prorocia lui Zaharia, capitolul 4. Acolo Israel s-a întors din robia babiloniană, și Domnul le-a spus să zidească templu și s-a apucat să zidească templu, la un moment dat s-au oprit pentru că au văzut că cei care erau în țară aveau fiecare moșia lui, aveau casa lui, cei care au venit nu aveau nimic. s mai întâi să ne ocupăm de ale noastre și au apărut doi proroci, Zaharia și Hagai și au prorocit că trebuie să caute să zânească casa Domnului. Și Zaharia are o vedenie în capitolul 4 din, din cartea sa. Și vedenia arăta un sfeșnic care avea șapte brațe, cu șapte candele așezate acolo sus, spre cele șapte candele vedeau șapte țevi, țevile acestea veneau de la un vas mare cu un de și în vasul acesta cu un delem pe două țevi curgea un delemnul de la doi măslini. Tabloul acesta, pentru că nu pot să poposeesc așa pentru o explicație mai detailată, vreau să vă spun doar atât, simbolizează faptul că biserica lui Hristos, casa Domnului, despre care se vorbea acolo, se zidește prin Duhul Sfânt. Se zidește prin lucrarea Duhului Sfânt. În cazul respectiv, cei doi măslini simbolizau pe Zorobabel și pe, pe Iosua, dar dacă vă uitați la capitol mai spre sfârșit, spune că erau două ramuri, de fapt. Și ramurile astea erau în doi, smochini, în doi măslini mari. Și știți că Duhul Sfânt vine, e Duhul Domnului Isus Hristos, și cineva zice, Pavel, cine nu are Duhul lui Hristos nu este a Lui, și în același timp e Duhul lui Dumnezeu, deci cei doi măslini de la care curge Duhul Sfânt este Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt vine și alimentează biserica și biserica se dezvoltă și biserica crește prin lucrarea care o face Duhul Sfânt în adunare. Ei, dragilor, cuvântul Domnului din seara aceasta, uitați-vă ce spune, el m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, M-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur și deasupra lui un vas cu un de lemn, pe el șapte candele cu șapte țevi pentru candele care sunt în vârful sfeșnicului și lângă el sunt doi măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Deci exact ce v-am spus mai înainte. Sfeșnicul a spus că vorbește despre Domnul Isus Hristos ca lumina lumii. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului Trebuie să ridic asta că nu lucrează bine. Iisus a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Și Domnul Iisus Hristos a venit să fie lumina lumii. Cine îl urmează pe Domnul Iisus Hristos nu umblă în întuneric. Și am fost scoși din întuneric la lumină, la Domnul Iisus Hristos, glorie Domnului. Dar Domnul Iisus a lăsat biserica să fie lumina lumii. În urma Domnului Iisus, biserica este lumina lumii. Deci am spus, biserica este sfeșnicul acela care trebuie să ardă. Voi sunteți lumina lumii, spune Domnul Iisus în Matei 5. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Oamenii n prin lumina să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ei, dragilor, nu uitați, aceasta chemare chemarea noastră. Asta e menirea noastră, să fim lumina lumii. Și fratele Viorela, a, a, puteam să nu mai, nu mai predic, că a spus toate lucrurile acestea la timpul de închinare. Slăvit să fie Domnul! Dragilor, suntem lumina lumii. Cum suntem lumina lumii? Cum suntem? Sfeșnicul trebuie să arde neîncetat. Neîncetat. Și în privința aceasta, uitați-vă ce spune Domnul despre sfeșnicul din cortul întâlnirii. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, poruncește copilor lui Israel să-ți aducă pentru sfeșnic un delem curat de măsline tescuite, ca să țină candelele aprinse neîncetat. Dați-mi voie să fac o paranteză aici, să mă opresc pentru, pentru câteva e, momente aici. Ulei curat din măsline tescuite. Și Domnul Iisus Hristos spunea, Cine crede în mine, din inima lui vor curge Râuri de apă vie, cum zice Scriptura, și vorbea despre Duhul Sfânt care încă nu fusese dat, fiindcă Isus încă nu fusese proslăvit. Știți cum a fost proslăvit Domnul Iisus? Era luni în după masă, luni în săptămâna patrulor după masă, și Domnul Iisus spune, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Ce voi zice, Tatăl, depărtează de la mine ceasul acela? Dar tocmai pentru ceasul acesta am venit. Despre ce ceas vorbea Domnul Isus? Despre ceasul morții sale. Sigur, urma de înviere și apoi de înălțare. Dar asta însemnează, însemnează proslevirea Domnului Isus Hristos. Măsline tescuite. Știți cum spune, cum spune omului Dumnezeu despre Domnul Isus Hristos? Eu singur am călcat în tească. Eu singur am călcat în teasc. Și să însemnează tească Și să știți că biruința acolo s-a câștigat în Ghețimani. Ei, dragilor, noi la rândul nostru, trebuie să din noi trebuie să curgă râuri de unde lemn către alții. Numai în măsura în care acceptăm să fim măsline tescuite, numai în măsura aceea va curge din noi viață. Sfântul Apostol Pavel zicea în epistola către Corinteni, în noi lucrează moartea ca în voi să lucreze viața. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Isus Hristos pentru ca și viața Domnului Isus Hristos să se arate tot în trupul nostru. Măsline tescuite, de acolo vine un de lemnul curat. Doamne ajută-ne să rămânem cu Tine și să ne facem una cu Tine în toate privințele. Aron să-l pregătească din ce de perdeaua din lăuntru, care este înaintea mărturiei în cortul întâlnirii, pentru ca să arde neîncetat de seara până dimineața în fața Domnului. Și aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. Sfeșnicul trebuia să arde neîncetat. Și apoi Aron să așeze candelele în sfeșnicul de aur curat, ca să arde nencetat înaintea Domnului. Deci, înțeleg că sveșnicul că era un lampadar care avea posibilitatea în, deasupra celor șapte brațe să pui câte o candelă la fiecare. Sfeșnicul ăla avea valoare în, atâta timp cât ardeau acele candele deasupra. Câte vreme era, era lumină acolo și era o lumină sănătoasă. Avea valoare Sfesniu. Dacă nu, n-avea nicio valoare. Totul era, sfeșnicul se arde neîncetat. Îmi place să cânt cântarea asta. Focul dragostei lui Iisus arde acum la învăță cei cât și ei luminează în toate părțile lumii. Deci așa să lumina toți înaintea tuturor, ca în limanul păcii dulce să ajungă mult popor. Dar, dragii mei, este o problemă care e dureroasă. Și anume, venirea Domnului noi trebuie să o așteptăm luminând. Vederea, venirea Domnului noi trebuie să o așteptăm luminând. Așa am citit din, în 2 Petru. Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice ce fel de oameni ar trebui să fiți voi. Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Am spus că așteptând însemnează să fim gata, ne îmbrăcăm cu neprihănirea, dar trebuie să și grăbim venirea zilei lui Dumnezeu. Cum? Uitați-vă cum! Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor și atunci va veni sfârșitul. Dragilor, Evanghelia noi o predicăm de la învoane, o predicăm atunci când o spunem la alții cu gura noastră, dar trebuie să știți, Că cea mai puternică evanghelie este aceea care o predicăm cu viața. Odată discutau e, niște oameni, așa niște e, oameni care cunoșteau Biblia și care e cea mai bună traducere a Bibliei în limba engleză. Și unul a spus o părere, altul alta, unul a spus așa: cea mai bună traducere e traducerea mamei. Mama a tradus evanghelia în viața ei cea mai bună traducere. Deci Evanghelia cea mai puternică este Evanghelia care o predicăm cu viața noastră. Să deci, știți, asta e cea mai puternică Evanghelie. Când e vorba că făclia trebuie să ardă și trebuie să ardă neîncetat, trebuie să gândești că viața ta trebuie să fie o lumină neîncetat. Tu poți să spui la alții despre pocăință, dar dacă tu nu o trăiești, e degeaba, este zero. Fratele Olaf Liviu, un om care Dumnezeu l-a folosit pentru mari în, în, România, el a spus așa, că în viața ta va străluci ca fulgerul, vorba ta va bubui ca tunetul. Și n-a jurat, aici e puterea Evangheliei, în mărturia noastră personală. Fiți fără prihană și curați copii lui Dumnezeu, zicea Pavel, fraților din Filip, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. La asta suntem chemați, dragii mei. Nu știm câte zile mai stăm pe pământ, dar cât stăm, trebuie să fim lumini, trebuie să strălucim ca niște lumini în lume. Și Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar trăim cu tristețe acest, această expresie. Candelele care se sting. Candelele care se sting. Și avem textul, din Matei 25, de la 1 la 13, pe pilda celor 10 fecioare. Uitați-vă împreună cu mine telegrafic. Împărăția celor se aseamănă cu 10 fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea Mirelui. Cinci dintre ele în zuit, erau nechipzuite, în cinci înțelepte. Cele nechipzuite în când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase fiindcă mirile zebovia au țipit toate și au adormit. Dar la miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis și lor înțelepte, dați-ne din Dumnezeu lemnul vostru, că ni se sting candelele. Cele înțelepte le-a răspuns nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici voi. ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn a venit mirile, celor ce erau gata au intrat cu el în Odaie de nunte și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el drept răspuns le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Dragii mei, vreau să vă spun că aceste cinci fecioare, sau aceste zece fecioare, au semănat toate. Toate aveau haine pregătite să, să meargă la nuntă, toate aveau candelă, toate aveau un de lemn, așa, și totul a fost bine. Până la un moment dat, când Mir a întârziat, și când n-am mai. s-a terminat unde lemnul. Dragilor, vreau să vă spun că ceea ce noi numim aici unde lemn reprezintă Duhul Sfânt, dar în același timp reprezintă viața din Belșug care trebuie să o trăiască copiii lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din Belșug. Acum viața noastră este numai prin Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt trăiește în noi, dacă Duhul Sfânt locuiește în noi, în măsura aceea noi avem viață din belșug. Înțelegeți? Lucrul ăsta, dragilor, face deosebirea în bisericile noastre. Toți au fost născuți din nou, unii au chiar avut experiențe deosebite a botezului cu Duhul Sfânt, dar nu toți din adunare trăiesc viața din belșug. Vreau să te lași în seara asta cercetat și să te întreb, Doamne, trăiesc eu viața din belșug? Trăiesc eu, Doamne, plinătatea? Mă întreba un tânăr cu câteva luni în urmă, ce frate, de unde știu eu că sunt plin cu Duhul Sfânt? De unde știu? Și spuneam că eu dimineața, mă scol la ora 6, mă duc în birou, dar la ora 7 mă duc la frigider, dar la 6 mă duc la frigider, pun suc de măr, pune într-un pahar și lasă ia temperatura camerei și apoi la ora 7 mă duc să-l duc lui să mea în dormitor. Ea de obicei la 8 vine, vine, în bucătărie, dar să folosească sucul ăsta pentru sănătatea ei. Ei, închipuiți-vă că eu paharul ăsta l-aș duce așa ras cu, cu... Ce se întâmplă până ajung la dormitor? Fac numai urme până acolo. Nu mă urme. Azi să în mă întreba ce ai făcut de aici, de la bucătărie până la biroul tău. Ce ai făcut până la ofis? Ce ai făcut? Ce ai dus acolo? Că au fost numai stropi. Și ce însemnează plinătate? Salmistul spune, paharul meu este plin de de peste el. Ce de peste el? Pe păi ce în el? Dacă în el este dragoste, bucurie, pace, de îndelungă răbdare, credincioșie, facile de bine, roadele Duhului Sfânt, atunci asta de peste el. Dar dacă în mine este îngrijorare, este mândrie, este lăcomie, este, sunt pofte rușinoase, sunt lucruri, asta de peste el. Te rog în seara aceasta, în numele Domnului Isus Hristos, verifică ce este în paharul tău. Pentru că, dragilor, se sting candelele, se sting candelele, adică însemnează că în vremea de pe urmă sunt mulți care nu mai luminează. De ce e așa mare întunericul în vremea aceasta? De ce LGBT și toate celelalte prostii prin teren? Și de ce? Pentru că lumina celor care trebuiau să fie lumina a scăzut. Nu mai sunt ceea ce ar trebui să fie. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă o trezire. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze așa cum știe El că trebuie lucrat groaznică-i întunecimea, Valul mării furios, mulți privesc cu nerăbdare, După vreun far luminos, deci așa să luminați toți, Înaintea tuturor, ca în limanul păcii dulce, se ajungă mult popor. Și pentru asta felinarele se umple cu al iubirii Sfântului și sufletele pierdute vor găsi calea prin voi. Aș vrea să ne uităm însă în seara aceasta la faptul că focul sfânt a fost înlocuit cu foc străin. Dați-mi voie să vă citesc din cuvântul Domnului focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață preotul să aprinde lemne pe altar și să așeze ardrea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulțumire. Focul să arde necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Când s-a aprins focul acesta pe altar, focul acesta l-a aprins Dumnezeu. Preoții trebuiau să întrețină acest foc, să nu se stingă deloc. Când fiul lui Aron, Nadab și Abihu și-au luat fiecare căldelniță, au pus foc în ea și-au pus tămâie pe foc și așa au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu-l poruncise. Și la numărul 26 spune, Nadab și Abihu au murit când au adus înaintea Domnului foc străin. De ce v-am spus lucrul acesta? Pentru că din focul acesta de pe altar trebuia să se ia focul pentru cădelniță. Era focul aprins de Dumnezeu. Un alt foc era foc străin. Focul de, din cădelniță trebuia să fie de la altar. Eu cred, eu cred, poate greșesc, dar eu cred că și focul de la sfeșnic se lua tot de acolo, tot de la altar. Deci era un foc pe care Dumnezeu l-a aprins. Ei, dragilor, la ora aceasta este mult foc străin. Mult foc străin. Și pentru asta aș vrea să ne uităm la un sfeșnic care arde cu foc străin. Tragică situație, tragică. Uitați-vă cu atenție, dragilor, că nici, nici nu-ți vine să crezi acest lucru. Ascultați-mă. Îngerului Bisericii din Efes scrie Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umbră prin mijloc și o șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale și nu sunt fapte rele, dragilor. E vorba de fapte bune. Osteniala ta și osteniala pentru Domnul. Răbdarea ta și răbdare pentru Domnul. Și că nu poți suferi pe cei răi, și că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Spuneți, voi ați găsit așa biserică? Eu n-am păstorit încă o biserică așa de bună ca asta. Eu n-am păstorit. Și totuși, uitați să vă ce spune Domnul. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și ce recomandă Domnul? Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale de întâi. Altfel voi veni la tine și voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. cine e sfeșnicul? E biserica. E biserica. De deci ce ia Domnul sfeșnicul? V-am spus că sfeșnicul ține candelele aprinse. Adică candelele aprinse stau pe sfeșnic. Dacă candelele nu mai ar, ce rost are sfeșnicul acolo? Înțelegeți? Sfeșnicul ăla va face el umbră la rândul lui. Și Domnul spune, eu îl iau de acolo, dacă tu nu te pocăiești. Dar ce s-a întâmplat cu biserica aceasta? Biserica aceasta, dacă vă uitați la ce spune aici, întoarce-te la faptele tale de întâi, duceți-vă și găsiți faptele de întâi în fapte 19. Și acolo e lucrarea deosebită a Duhului Sfânt. Cei 12 ucenici al lui Ioan devin ucenicii Domnului Isus Hristos. Cred și ei în, 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 ce a spus Domnul Isus, se pocăiesc, se botează și sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Așa a început Biserica din Efes. Astea sunt faptele din întâi. Acolo au fost apoi învățori, învățători mari. Acolo Pavel a stat trei ani cu ei, n-a stat niciun de atât. Trei ani a stat cu ei în Efes și a învățat. Nu numai pe ei, dar pe toți cei din Asia. După aceea a venit în urma lui Timotei, ucenicul lui Pavel, care a fost un bun, un bun slujitor. A venit apoi Ioan, apostolul, și a fost, a fost și el păstor în Efes. În urmă, după aceea a venit Policar. Deci biserica aceasta a avut cei mai buni păstori, cei mai buni predicatori. Ei au pornit prin nașterea din nou, prin umplerea cu Duhul Sfânt și au cunoscut lucrarea aceasta și au fost în foc, în clocot. Și după aceea au învățat și au învățat și au învățat și au, prinse, au avut experiență și nu, nu mai căutau așa mult după Dumnezeu. Nu mai aveau nevoie de atâta rugăciune, nu mai aveau nevoie de... ei știau totul. Înțelegeți? Asta e păcatul bisericii din Efes. Dragilor, asta e păcatul bisericii de astăzi. Foarte răspândit în multe biserici. Pentru multe biserici, Domnul spune, iau sfeșnicul și poate chiar la a luat. Pentru că știm să le facem toate. Predicăm ca și cum Duhul Sfânt ar predica prin noi. Cântăm ca și cum Duhul Sfânt ar cânta prin noi. Ne rugăm ca și cum Duhul Sfânt s-ar ruga prin noi. Știm să facem toate. Și v-am spunea zilele trecute că la școală îi învăța cum să vorbească în limbi. Da, am învățat toate lucrurile. Toate lucrurile le-am învățat. Să nu mai vorbesc despre alte lucruri, înțelegeți? Deci, dragilor, Dumnezeu ne vrea să ne întoarcem la dragostea de întâi. Dumnezeu vrea să ne întoarcem la o viață de pocăință adevărată, reală și să căutăm o vie părtășie cu Domnul. O vie părtășie cu Domnul și să trăim așa într-o legătură sfântă cu Domnul. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Și mă opresc aici și doresc ca Harul să ne fie înmulțit. Amin, amin, amin.